Nicolae Vasile are 29 de ani și este angajat al poliției locale Ovidiu. Acesta a fost surprins în noaptea de 27 spre 28 februarie, în timp ce se afla pe un tren de marfă care transporta motorină dinspre Midia Năvodari către Dorobanțu. Bărbatul a fost prins de polițiștii de la transporturi alături de alți infractori, iar în acțiune unul dintre hoți a fost rănit. Lucrătorii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transportul Constanța au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii sustragerilor de produse petroliere din vagoane de marfă care circulă pe relația CF Capă-Midia-Dorobanțu. Cu această ocazie au reușit să rețină o persoană care reușise să sustragă din vagoane aproximativ 10-12 bidoane pline cu produs petrolier asemănător motorinei. Acesta a fost somat legal, dar nu a rămas pe loc și a fost nevoit să folosim armamentul în dotare. Pe calea ferată dintre localitățile Constanțene, Culmea și Amzace au fost descoperite 10 de bidoane ce conțineau combustibil, semn că hoțul împușcat nu a lucrat singur. Anchetatorii spun că cel mai probabil el făcea parte dintr-un grup infracțional organizat, însă ceilalți participanți au reușit să fugă. Primarul orașului Ovidiu, Georgescu Cuprea, spune că asupra angajatului poliției locale existau unele suspiciuni de mai mult timp. Analizând activitatea polițiștilor locali din Ovidiu, am observat anumite devieri de comportament la o parte din ei. Din acest motiv, în urmă cu o lună, am comandat testarea psihologică a celor 14 polițiști locali, 4 dintre aceștia nereușind să treacă testul psihologic, printre ei numărându-se și Nicolae Vasile. Primăria orașului Ovidiu a stabilit un nou termen pentru reevaluarea psihologică a celor care au picat testul. Implicarea lui Nicolae Vasile în furtul de combustibil din satul Culmea este o pată pe imaginea primăriei Ovidiu și confirmă suspiciunile pe care le-am avut asupra activității infracționale a unora dintre polițiștii locali. Consider că datoria lui Nicolae Vasile era să prevină astfel de infracțiuni, nu să participe la ele. Având în vedere implicarea acestuia în furtul de combustibil, la nivelul primăriei Ovidiu a fost deja demarată o anchetă. După primele cercetări, s-a stabilit că Nicolae Vasile, în noaptea producerii furtului de combustibil, nu era în timpul serviciului. Menționează primarul Georgescu Cuprea într-un comunicat de presă. În funcție de ancheta Poliției Transporturi, primăria Ovidiu va continua ancheta internă sau va lua act de suspendare a contractului de muncă al lui Nicolae Vasile. Pe numele său a fost deschis un dosar penal și va fi cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.